Uite, așa este în mașina Corneliei Ștefăneț. Noi am prins-o și am arătat că, de fapt, acolo, în mașină, numai pe Sfântul Petru nu îl găsești. Cele mai elegante rochi și cei mai pretențioși pantofi. Iată ce puteți găsi în mașina Corneliei Ștefăneț, pentru că tot ce face ea, face în mașină. Atunci când pleacă de la un concert, fuge spre un interviu sau la un alt eveniment, mașina este și garderoba sa. Я иду к вас по лотерее, я спун ворог фумас, ну диски есть про багажу. Какого у вас ясно, что балаур? Венсианская кола мереус, жукарий для сандей, хайни диски, макалцаминти диски, скурти. Мой скурт на все случаи жизни. Пентруфи, кари стати, кари паса пара. În viață, hai că nu viață de artist, dar viață de om public, care mereu e în vizor. Dacă încep să comentez, tu n-ai indicator, nu poți să arăți, semnalizator n-ai, la tine nu lucrează. Și atâta la mine și spune, ei, Svetlakov, și cu tine, nu vorbi, nu comenta, chiar parcă ești comentator de fotbal. Mergem la el, îl urăm, îl colindăm, stăm la masă, ne aducem aminte de momente și de peripețiile care le făceam eu în copilărie, pentru că au fost multe. Și foc la toaletă am dat, și o travă la florile și la legumele, fructele bunicului. Deci tot ce se putea, toate nebuniile posibile, se țineau de noi, scai. Am produse de calitate care mă ajută ca machiajul să reziste întreagă, bine, cu mici retușuri și cu un schimb de culoare a rujului, poate. Dar în rest, sunt totuși adeptă unui machiaj mai spre natural. Atunci când este un drum lung și îmi permite, mă rog, carosabilul este liber, nu este umed, nu sunt impedimente în trafic, atunci, da, îmi place viteza. Viteza mare pe care ați o... Nu vă spun că ne privești și poliția. Cine nu ești, omule? Când te dai, cine nu ești, omule? Și pe altcineva vorbești, omule?